2021 a fost convocat de către domnul primar în ședință ordinară, consultând convocatorul. Condica de prezență rezultă că sunt prezenți 13 consilieri locali, lipsesc 2, respectiv domnul Vitu, Alexandru Florin și domnul Popescu, Stelian Dumitru, cu numare și ședința a este legat de țipită și statului sfășurat lucrările. După cum ați luat la cunoștință din convocatorul transmis, pe ordinea de zi, pe transmisă inițială, au fost impuse două proiecte de hotărâri, ulterior domnul primar a mai întocmit încă alte 6 proiecte de hotărâre, proiecte de hotărâre care sunt avut comisiile de specialitate și, prin urmare, pot fi dezbătute în cursul ședinței de astăzi. Le dau citire, proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de registrare a evidenței și radierea vehiculelor pentru care este obligativitatea înregistrării de la Comunei Iuzu, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei numărul 1 la HCL numărul 98 din 9-12-2020 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a costurilor aferente obligațiilor bugetare principale, standarda 31-3-2020 inclusiv datorate bugetului local al Comunei Iuzu, județul Bacău. Proiectul de hotărâre privind aprobarea executării unor forajuri de explorare pe raza Comunei Iuzu, județul Bacău. Proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate privind achiziția unui teren cu suprafața de 2417 metri pătrați. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii contractului de finanțare încheiat între Comuna Otuș și AFIR pentru proiectul modernizarea rețelei de drumuri de interes local în Comuna Otuș, județul Bacău. Și ultimul proiect de hotărâre, cel privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural pentru garantarea avansului în cadrul proiectului modernizarea rețelei de drumuri de interes local în Comuna Iuzu, Bacău. Dacă nu sunt discuții, supun aprobării dumneavoastră proiectul ordine de zi completat cu aceste 6 proiecte de hotărâre. Cine este pentru? Toată lumea? Am putut indica în această procedură pentru privirea legislatorului. Dacă nu, am putut indica. Acum, continuând domnul de zi, s-a pus cu două proiecte. Cu 27 cu 6 pentru suplimentare, nu mi se pare tot. Dar înțeleg urgența, am vorbit cu doamna Sprăjan și ultimele am două, și votat pentru ceva. Ultimele două proiecte de votare le-am semnat la ora 4. Ultimele două. Aș vrea să nu devină obișnuiți, domnule. Nu sunt și, așa cum a zis și eu criticam, din păcate sunt lucruri care intervin. Dacă spuneți eu pot să nu le aduc pe ordinea de zi și convoc o extraordinară după aceea. Cum apreciați? Știu că e din scurs, știu că e nevoie de a analiza documentele. Putem lărgi discuția în cadrul ședinței. Și de-a dat și următoarele extraordinar, nu s-a mai ușor. Da. Și ar fi ceva, domnul primar. De ce e refuzat să facem ședința la Comuna Iuzu? Am avut ceva cu... Este așa cum am zis și rândul trecut, cred că ați zis, lucrarea încă nu este predată, nu este recepționată, nu este predată. Încerc cât posibil să... Nici măcar nu sunt mese amenajate acolo, sunt doar scaunele. Dacă vreți... La club, da. Cum? La club, ia ceva ei. Unde? La club, ne duceam mai aici. A, jos la club. Da. Vorbesc cu doamna director și o să mergem acolo. Schela încă este acolo. Nu cred că o ședință care se privează să stăm cu schela. Noi nu consider oportun. Dar cât mai este termenul? Ei trebuiau, la sfârșitul aprilie, trebuia să facă recepția. Dar eu cred că în lume mai bine odată cu convocatorul transmis și cu materialele transmise, au fost înaintate și procesele verbale ale ședințelor anterioare, respectiv cel din 22-a 4-a și cel din 12 mai. Dacă sunt discuții pe marginea acestor procese verbale, dacă sunt completări modificări? La cele 12 mai nu votez, că nu am fost. Încă n-am ajuns la vot. Normal, spun la vot procesul verbal, cel din 22-a 4-a. Toată lumea, cel din 12-a 5-a, toată lumea cu excepția domnului Zucară. Și domnul Stelcu. Domnul Stelcu,
ca la fiecare ședință, mă atrag atenția asupra prevederilor articolului 221 din Codul Administrativ, care reglementează situația adresului local aflat în conflict de interese. Dacă există un consilier local care are un interes personal în vreo problemă supusă dezbaterii, dar să îl rog să anunțe acum în vederea prezentării procesul verbal. Dacă nu sunt astfel de conflicte de interese, îi dau cuvântul de președinte Macară Fiul pentru a prelua conducerea. Bună ziua, bine ați venit! Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării avizului de principiu pentru documentația PUS 141 din 2019 în vederea introducerii unui teren cu suprafața de 1000 de metri pătrați din extravilanul în intravilanul Comunei Oituz. Inițiator domnul primar Claudiu Petrișor, comisia favorabilă, aveți cuvântul de domnul primar. Este vorba despre terenul de la piață, de lângă serviciul domnului Amagde. Acolo s-a început o documentație, s-a ajuns la PUS. Există intenția de a se concesiona, iar nouă ne revine datoria să îndeplinim procedurile și când se finalizează documentația, să scoatem la licitație. Domnul primar, eu am început să sugerez că eu puteam mă bucurea că garaj auto, mă gândeam în sfârșit primăria că construiește garaj auto, să mânc în garaj în curtea școlii. Dar când am intrat mai mult, mi-am dat seama că el va fi supus concesionării. Ce vrei, vor fi mutate în spatele căminului cultural după ce constructorul își ridică de acolo materialele. Acolo este... Poftim? Nu-i duc acolo când în garaj. Vedem. Dar cei care fac reciclarea... Un spațiu se găsește. Un spațiu se găsește. Trebuie să găsim un spațiu când începe anul 2021-2022. Deci, dacă nu se mai ține țară, aici, în partea de jos, am zis că e foarte departe de centrul comunei. Ai nevoie de o cheie, fugi la garaj. Îți trebuie o menchină, fugi la garaj. Și ar fi foarte departe ca să facem în zona aia ceva. Pentru utilajele noastre. Era bine la stadion, ținând cont de faptul că la stadion avem 380. Asta e... Că nu... Nu faci și garajul. Că nu se scurge. Că nu la utilajele. Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2020 ale serviciului apă canalului Oituz, aflat în subordinea Consiliului Local Oituz. Comisia? Domnule primar? În două propoziții, serviciul apă canal până la data de 17 mai, atunci am cerut ultima situație, aveam încasări de 92.000 de lei. Planificarea bugetului este de aproximativ 300.000 până la sfârșitul anului, ceea ce nu se va atinge niciodată. În continuare, serviciul are datorii către primărie 160.000 aproape, aproximativ. Iar vestea proastă este că s-a contestat o amendă în valoare de 110.000 și s-a pierdut procesul. Așteptăm să vină sentința și să facem apel. Dar nu știu în ce măsură vom și câștiga. Pentru că situațiile de la momentul respectiv erau clare, incriminatorii. În condițiile acestea, serviciul apă canal va acumula plăți obligatorii la 160.000 datorii plus 110.000, 270.000. Nu o văd foarte bine. Eu deja am început discuții cu doamna Mona să analizăm situația de insolvență. Pentru că acolo vom ajunge. Pierderile la apă, urmărite pe momentul, vă zic că sunt 5-6.000 liniștit în fiecare lună. Și nu e vorba de pierderi, ci e vorba de furturi, de îmbranșamente ilegale. Până la acest moment, n-am zis nimic despre aceste lucruri, dar cred că avem fiecare dintre noi că până la urmă serviciul apă canal se află în subordinea Consiliului Local, să transmitem acest mesaj ca lumea care s-a raportat ilegal să vină să-și facă contracte, că riscăm să nu mai aibă nimeni.
Noi încercăm, pe altă parte, să găsim o sursă de apă potabilă, să investim într-o stație, dar toate aceste lucruri s-ar putea să fie în zadar dacă nu reușim, din punct de vedere financiar, să redresăm serviciul. Nu ascund faptul că am căutat de mai bine de 2 luni firme care să detecteze branșamente. Am găsit o firmă din București. Costul estimativ ar fi undeva la 500 de euro plus TVA pe kilometru. Noi avem o rețea de aproximativ 33 de kilometri. În niciun caz nu ne permitem să facem pe toată rețeaua. Dar cât se poate, vom face. Iar cei care vor fi prinși, vor și suporta cheltuielile, atât de detecție, cât și amendă. Pentru că altfel, repet, riscă să rămână toată lumea fără apă. Vedeți, se întâmplă o avarie, oprește apa, toată lumea țipă. Asta e un semn că au nevoie de apă. Dar pentru asta înseamnă și responsabilitate. 5-6 mii de metri cub pe lună, vă dați seama ce înseamnă. Acum, perioada de secetă, este apă? În momentul de față, avem apă. Ceea ce e important e ca lumea să nu consume pentru grădină. Pentru că în momentul în care va începe consumul pe grădină, e clar că va crește consumul mai mult de 110 cât este țeava, nu intră în bază. Dar de ieșit, dacă... Noi putem obliga un cetățen să să știți, că am fost la DSP. Să știți că am fost la DSP pentru a obține avizul de la ei. Și am zis realitatea, da? Că sunt oameni care au în grădină. Păi era să mă ia la bătaie. Pentru că sistemul de rețea a fost făcut pentru consum uman, nu pentru... Bine, dăm o partea cealaltă, că apa nu respectă parametrii, dar vreau să zic, dacă vrem să avem cu toții apă, e nevoie de un consum rațional. Dacă nu, cum a fost în ultimele 2 săptămâni, e foarte bine, apa a fost în bazine, lumea a consumat, nu au fost probleme. Pe viitor, ce am discutat, lasă capul și ce ne dispoare de la fără strană? Avem un suplimentar și putem discuta acolo. Da, okay. Dacă nu mai sunt discuții, pune la vot. Cine este pentru? Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor, pentru care există obligativitatea înregistrării pe raza Comunei Județul Bacău. Favorabil avizul, domnule primar, aveți cuvântul. Sunt ceva modificări în față de în principiu, nu doar pe partea legislativă ce au mai modificat în guvern, în rest, nu. Supunem la vot, cine este pentru? Punctul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local al Comunei Oidu, Județul Bacău, numărul 98/09/12/2020. Privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesorilor aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31.03.2020, inclusiv datorate bugetului local al Comunei Oidu, Județul Bacău. Comisia favorabil. Domnule primar, aveți cuvântul. Este aceeași măsură pe care am luat-o și în noiembrie. Guvernul a dat o nouă hotărâre de guvern și putem în continuare să acordăm facilități oamenilor care au datorii la bugetul local. Până în 2020, inclusiv rămășița de pe 31 martie. Cine are datorii, vine achită integral, inclusiv pe anul 2021 și este scutit de penalități. Rândul trecut, am reușit să recuperăm vreo 20 și ceva de mii de lei. Bani pe care oamenii respectivi erau aproape duble, pentru că penalitățile, dacă se adună din urmă, cresc peste debit. Oamenii vom comunica,
Și avantajul este acum că termenul nu va mai fi atât de scurt. Este până la 1 ianuarie. Adică timp este suficient acum să vină toată lumea și să-și achite restanțele. Doar că condiția este integral plus 2021. Deci a fost unul plus interesat de acest lucru. Da. De facem, facem. Da. Dacă nu mai sunt discuții, îți spune la vot cine este Petru. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării unor fonaje de explorare pe raza comunei Vesul, județul Bacău. Comisia favorabilă. Domnule primar, aveți cuvântul. E vorba despre 5 puncte unde am identificat sursă de apă brută aproape de potabilitate. Cel puțin pe partea fizico-chimică stăm destul de bine, ceea ce normal mai necesita o investiție mare, cum ar fi pe sursa identificată în SF. Cred că vi s-a pus la mapă, am realizat de două ori buletine de analiza apei pe sursa identificată în SF și ies florurile foarte mari. Odată a ieșit 300 și ceva, a doua oară a depășit 400. Proiectantul a spus că tot procesul pentru a elimina florurile ridică costuri foarte mari și pe de altă parte scade debitul apei care intră în bazin. În aceste condiții am fost nevoiți să căutăm alte surse. Le aveți indicate și în documentație. Vorba de intrarea Moituz dreapta, unde avem teren și este concesionat, în partea stângă, unde sunt bărțile. Am identificat la Muncei un punct și în Poiana Sărată încă două, pe Leodiș și în partea cealaltă pe Prunt. Din discuțiile purtate cu mai mulți specialiști în foraje, nu ne dau un avânt. Spun că zona noastră, fiind una de munte, este cu roci metamorfice și este destul de greu să identificăm apă. Tocmai de aceea am și venit în Consiliul Local cu acest proiect de hotărâre. Suntem nevoiți, pe Leșunț, apa nu este potabilă printr-o stație de tratare. Costurile sunt foarte ridicate, dar nu mai amintesc de ce am zis și anterior. Ceea ce n-am reușit să acoperim cheltuielile. Și nu ne rămâne decât să furăm la adâncime și să sperăm că vom găsi apă. Zona cea mai reușită, cu cel mai mare succes de a găsi apă, este zona Muncei. Munceiul. A zis că singura zonă care dă șanse ar fi Munceiul. Tocmai de aceea am și menționat în referat că prima dată mergem spre foraj pe această zonă. Dacă găsim, rămânem acolo. Dacă nu, mergem și pe celelalte puncte. Din Poiana Sărată și intrarea Moituz dinspre Bogdănești. E destul de delicat, dar dacă nu încercăm, nu vom afla dacă avem apă bună sau nu. Zona Munceiului ne și avantajează că am identificat trei terenuri ale primăriei, ceea ce este un plus. În Poiana Sărată ar trebui să cumpărăm. În celelalte două locuri sunt concesionate și ar trebui să le luăm înapoi. Rămâne să furăm și să ținem aproape, vedem ce se întâmplă. Cum am discutat? Ce din pomul izvoare de Poiana Sărată? Care se... Nu, da, deci au debit puternic. Nici nu pot fi luat în patru capuri. Care nu? Am discutat cu domnul. Deci, izvoarele de la ieșire din Poiana Sărată, pe stânga. Teritoriul pomului Iutuz. Care sunt? Un deschidetul la metal. Deschidetul care aparține de la... Putem încerca așa acolo. Ați văzut și debita? Da. Pe două țevi. Gândiți-vă că de acolo va trebui să alimentăm și Poiana Sărată și Fârja. Noi avem nevoie de 12 litri. Sigur.
Pe secundă, doar cele patru sate de aici? Acolo nu sunt 12 de secunde. Nu, secundă, trebuie. Aia trebuie, nu deci 12 litri într-o secundă, sigur nu porți acolo. Pentru că lumea asta să se umple. Aproape. O găleată de apă pe secundă? Da. Mergeți cu un bidon de 5 litri, vedeți unde e asta. Exact, da. Alea pot fi folosite pentru boia nasărată și pentru ceva. Da. Da, așa da. Predivizare. Și pentru toată comuna. Poate face și probă. Facem. Facem pentru că am prins bani suficient anul acesta să analizăm apa. Dar și traversarea se duce pe două peduri. Să ai ca să venim de la Poiana până aici, ar fi și costurile foarte mari. Trebuie să venim pe DN-ul cu ele. Nu, divizat. Acolo să rămână Poiana și Vâzgă, așa aici să rămânem noi. Adică noi. Indiferent de, indiferent de situație, sursele de apă pe Poiana Sărată pe care le-am analizat, rămân în picioare ca să alimentăm pe viitor Tărja și Poiana. Dar și preț ajunge în oraș. Oram, pe prețul pe piață pornește de la 75 de euro până la 110 euro metru linear, tubar. Am identificat în Șaroșa, unde era firma respectivă, pe Șaroșa, da, nu? Da, Șaroșa. Fora la o gospodărie și ne-am dus să discutăm cu dânsul și a zis că 100-110 euro în zona noastră pentru că e cu piatră multă stâncă și atunci și el costurile ridicate. Dar cam asta. Deci trebuie de la 75 până la 110 euro pe metru linear. E destul de scump. Dar acum depinde la câți metri de semnat. Aici e problema. Da. Problema e alta, că tragi în curent acolo, pentru că trebuie scump, da? Pe unde anume? Dar în ce? Nu. Avem curent acolo și totul va veni prin încădere. Cota este de 600. Și la Praia la Cădere. E fazitul la Cădere. Da, dar acolo este cota mai jos. Și de captare trebuie scopul de bază de captare. Asta e discuția pe care am purtat-o cu proiectantul, să vadă unde identificăm sursa. De asta mergem prima dată pe munce, că am putea folosi actuarele bazine. Tragem conducta, facem fântânile, sursa de captare, ducem conducta și ducem în bazinele actuale. Ca să nu mai investim în bazine noi. Dar rămâne să, da, să vedem ce ținem aproape. Este foarte spinoasă și din cât am vorbit cu alți specialiști, problema uitusului este că stăm pe un munte de sare. Clorurile tocmai de asta ies din cauza sării. Unul dintre specialiștii care forează au zis că nici nu vine în zonă pentru că el nu vine să foreze la adâncime mică. El e conștient că la un moment dat dă de sare și atunci a zis că mai bine nu vine. Pentru că nu am pus, da. Cum? Este un apus, dar trebuie să... Da. Cum am avut la Cazimar. Eu zic că trebuie să încercăm da, să eliminăm și această variantă. Dacă nu mai sunt discuții la voi... Nu sunt singura comună care forează. Știți ce mi-a spus un specialist? A furat la 100 și ceva de metri, a dat de un debit de apă de 40 de litri pe secundă, o zonă asemănătoare cu a noastră, a vrut să mai foreze la 5-7 metri, s-a dus 200 și ceva de metri și nu a găsit. Mă rog. Da? Totul este la ghici. Nu s-a inventat o tehnologie care să detecteze de la suprafață apa de adâncime. Da, cu salțele. Aia e pentru suprafață. Supunem la vot cine este pentru. Împotrivă? Abține, domnul Apostol? Nu, punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate privind achiziția unui teren cu suprafață de 2417 metri pătrați.
Comisia favorabil, domnul primar a ales cuvântul. Este vorba despre terenul unde avem bazinele amplasate. S-au început discuțiile cu guvernatorul de vechea conducere, noi am continuat, au făcut dezmembrarea, au înaintat către noi intenția de a vinde, sperăm să își mențină în continuare această intenție, să cumpărăm, facem un raport de valoare, cumpărăm terenul de unde sunt amplasate bazinele și nu o să mai avem problema pe care am întâmpinat-o de-a lungul timpului că nu e terenul nostru. La drenul? Ok. La drenul auziți că deocamdată nu mergem. Dar când a fost eu cu cei la domnator, luați și jumătate parcare, să ne este, de este și aia, da. Dar da, e toată suprafață. Poate avem nevoie. Este, este. La discuțiile pe care le-am purtat cu ei, am pus terenul de la bazine, de la captare și, inclusiv drumul de pe Leșunți. Iar poziția lor a fost, mergem, discutăm acum și continuăm formalitățile pe terenul de la bazine, după aceea mai discutăm. E terenul lor și mai mult de atâta n-am avut ce face. Le luăm pe rând și sperăm să rezolvăm. Supunem la vot cine este pentru. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii contractului de finanțare încheiată de Comuna Uituș și AFIR pentru proiectul modernizare a rețelei de drumuri și interes local în Comuna Uituș, județul Bacău. Comisia favorabil. Domnule primar, aveți cuvântul. Atât acest proiect, cât și următorul care va fi prezentat, au legătură cu drumurile care au fost asfaltate de firma Geronal. Noi le-am comunicat verbal ce deficiențe sunt pe lucrare. Ei au rezolvat ce a fost mai ușor. Au rămas alte lucruri mai grave pe care nu le putem accepta. Dar există un șanț unde apa stă pe loc. La fel o zonă sau două unde stă apa pe asfalt. Nu se scurge nici în stânga, nici în dreapta. Mai sunt... Da. Mai sunt guri de canal care nu au fost ridicate suficient și, conform contractului, notificăm în scris deficiențele. Drept urmare, suntem nevoiți și să prelungim contractul care expira pe 19 iunie. Noi deja am transmis astăzi adresă către ei, le dăm termen 2 săptămâni ca să rezolve deficiențele, iar doamna Șomut Găimile are nevoie de cel puțin o lună, două, să întrumească documentele. Domnul Mar, de cel puțin astfel margine, sunt de la două de gaz. S-a mai continuat ceva? Documentații? În ce stadiu? Lucrarea respectivă face obiectul altui contract. Știu asta, dar vreau ceva. Suntem în etapa de a contracta servicii care să realizeze protecția țărilor de gaz. Da? Am primit toate avizele de la Transgaz. Pe nu astăzi, dar urmează să contractăm servicii care să realizeze protecția. Ar tot era vorba de drumul domnului Oară. Să ținem cont și niște universitări cu asfaltul. Știu că discutați de niște oglinzi stradale. Trebuie pus în multe, multe puncte niște oglinzi pe ulicioarele astea, că nu e vizibilitate de loc. Sigur. Ne uităm. Și oglinzi, dar oglinzi ar trebui și o obliză, ar trebui și niște ovoașe de astea. Și o să punem, să încep cu restul cu nivel. Dar cel puțin am comportat 4 ori la cooperativă, aici jos, în curba asta nu e vizibilitate de loc, drog, e pericolul ăsta aici. Dacă cunoașteți... Da? Unde cunoașteți zone, chiar vă rog să ne le prezentați, să le... Da, acum ar ajutării, acum a rămas când se filmă, că m-a filmit. Care este? Trebuie să ne dacă așa. Ce-a rămas acolo? Nu știu acolo este vizitatea minimă, trebuie o bine, dar vreau să spun că acum, când s-a terminat lucrarea, a rămas cu un mic lucru greu. Deci și ce vine avem noi că era stâlpă acolo. Așa, da, ca idee. Da. Dacă stâlpă era acolo... Azi și Vasile ceva. Asta ne zice că acolo este bine. Supunem la vot cine este pentru. Da.
Dar cu cei de la Genrab ați vorbit, le-ați spus problemele din care... Da, da, da. Și le-am prezentat și au rezolvat ce a fost mai ușor. Restul le-au lăsat așa. Și le-au înaintat adresa că e o terminală pe urmă. Ai avut din bani? Da, da, ultima tranșă. Nu, banii nu se dau până nu se face recepția, final. Și până nu rezolvă deficiențele, plus garanție. Da, păi au lucrat și investiția. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural, IFNSA, pentru garantarea avansului în cadrul proiectului modernizare a rețelei de drumuri de interes local, Comuna Iduș, Județul Bacău. Comisia? Favorabil, domnul primar? Da. Sunt în legătură. Are legătură. Da. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Diverse. Domnul Apostol. Mă trebuie, ar trebui și eu că o să putem noi cu roștiința, ar să-mi curăm și șapte de fața. Nu am șapte. De zi am spus, de exemplu, de la Dima și până la Cogiu Strușit, nu există șansă. Iar când sunt plătute în ce, apa se încredează în beciurile cetățenilor până la jitării. Acum, dacă Cășuneanu cumpăra teren și a văzut că am zărat și mare stertul a cumpărat, acum există posibilitatea de a construi acest șans de unde de la Dima și cu vărsarii, vă rog, să aveți în atenție și în chestia asta. Săptămâna trecută am trimis o adresă către Gnaim, la Iași, pentru a ne prezenta inventarul, pentru că șanțul și trotuarele sunt, fac parte din antepriza drumului și fac parte din domeniul lor. Am trimis o adresă prin care să ne prezinte inventarul și să ne predea către administrare temporară, astfel încât să putem realiza noi investiții. Am început această procedură, vedem cum se derulează. Nu e o lucrare mare, de la Sărătiva și până la... Intenția noastră este să facem la nivelul întregii comune, unde este DNP, cel puțin din Davina. Dar... vedem cum se desfășoară lucrurile. Mai am o problemă. Se preconizează ca lumea mine să fie o lumea foarte proiectă. Ce spun meteorul aici? Am mai spus, deci la drumul Știbărului, fărăul Știbăr s-a împunzeat și nu mai merge cu vechiul plasament. A luat-o pe drum. Dacă plouă puternic, toată apa va inunda locuințele de la Cojoc și până la investiții cu rătăriță. Cum s-a mai întâmplat? Și am întâmplat. Dar cu 2 ani, în fiecare an, când un an produs, ca să se îndea. A trebuit refăcut șanțul să meargă, să pângă apă cu vechiul ambasament și iese la colț, la Dana Lui, este în locul. Iar panta, până, vezi măcar balastat, cu balast în drum, nu piatră concasată, nu. Balast în drumul ăla. Deci la Știbă, da? La Știbă, da? Știbă, asta. Am notat. Ai notat. Alte discuții? Aș vrea să spun despre trecerile de pietoni care nu au partea, dacă trecem de chiar și aici în față, vedeți că trece în șanț. Nu are partea carosabilă un pic mai lătuță. Ar trebui verificate toate trecerile de pietoni și un pic lărgit spațiul pentru a trece după aceea copiii pe, sau persoanele care traversează să treacă pe trotuar. Vă referiți la continuitatea din la, de la asfalt până pe trotuar? Până la deci... trotuar, da? Da, o țeam, nu o țeam. Chiar și aici în fața la școală și dincă la școală. În prima școală, o știți când votăm și țeam aia la școală. Doamna mă duc, vă rog, dezinfacul. Nu mă întreb, să găsim cu ce să ducem. Am spus. Deci grea, deci dacă... Dacă credeți că remorca de la tractor în cape, putem merge cu remorca de la tractor. Dacă credeți în cape, prindem cu tingă. Transportăm cu tractorul. Da. Ați spus că mai este mort. E remorcă. Dar în cape pe acolo... Păi, nici nu știu care e mort. Dar în 4 metri. Merge, măsura și vedem. Da, vezi și la cale. La noi, în vreo, e un tub care a rămas după...
construcția podului și urcă pe el copii și se accidentează. Am încercat săptămâna asta să... Sunt mămici care reclamă lucrul ăsta. Am încercat săptămâna asta să luăm, este foarte greu, n-am putut să ridicăm cu utilajele din dotare. O să căutăm ceva să luăm de acolo și ducem pe partea asta într-o unde e nevoie de trecere către... Unde cum ai văzut copiii? Către bucății oameni, da. Domnul Guleanu. Am și eu trei. La Pula Cățeanu, pe partea spre Crun. Puțin de frișa sărșile, dacă vin după mar, deci nu se vede mașinile care au făcut și la Muteaș. La Gălățeanu? Da. La Valul Codului. Domnul Parcă, 10 iunie e înălțarea la 1.2 și înălțarea. Te comandați ceva, coloane, Consiliu, Primărie? Sigur. Da? Deja am vorbit cu domnul Petrescu. Da. Da. Și pot puțin întreținut la acă. Dar dat gaură după aia... A fost, am mai dat colșurubul acolo. Gaură, colșurub și în afară. Este un singur capăt care este strâmb, dar nu singur este. În ce fac capăt? Am fost și am băgat colșurubul, este un singur capăt. Doamna Blaș. Da. Am înțeles că s-a început conectarea în locul. Da. Nu s-au fost persoane care s-au urmărit cu vehicul, că nu s-a colectat. Am înțeles ei bine ziua în care se colectează? Am înțeles bine ziua. Cum am procedat noi? Ca să nu plimbăm utilajele, de scapatorul și bascula degeaba pe toate drumurile, am plecat 8:30-9 de la primărie și am mers cu o mașină mică pe toate ulițele. Și sunam șoferii, aici trebuie să veniți, aici trebuie să veniți. Dacă ei au scos mai târziu, da, e bine cu oamenii să scoată dimineața la 8 să fie puse, chiar de cu seara, că de mulți nu trage nimeni. Trebuie anunțat un pic oamenii să știu, să fie o regulă. Dincolo de acest lucru, trebuie să înțeleagă și lumea că avem două utilaje și încercăm să facem față întregii comune. S-a colectat ceva? Da, chiar m-am bucurat că am două bascule. Dar da, la piața acolo, lângă vestiare, e o grămadă tusașă... Acolo este o grămadă cu selectiv. Este cu, din ce știu eu, este cu selectiv. Probabil, o fi și menajeră aruncată de la piață, nu zic nu. Pentru că dacă ei văd că acolo există, aruncă și ei. O să verificăm și o să... Nu e din casă de polițicați acolo, la poartă. Pentru că trebuie ridicat. Deci nu era cu supresul, e de acolo. Nu, restul nu era, nu era de acolo. Eu zic că faptul că noi selectăm, luăm din pubele care lumea a început să adune și luăm de acolo ca să facem loc, pentru că rom restul nu vine decât o singură dată, e un lucru bun. Poate exemplu am văzut tot cu țară, pe domnul Ducă, cu țară, până acolo, cu prun, mâine, timp, mă, ăla nu se scapă. Da, domnul, da, domnul, ca să te Bogdănești, o are 20 de kilometri cap-coadă și noi avem 90 și ceva. Pentru depozitare, am în țară? E pentru depozitare. Dar la Bogdănești are niciun utilaj și totuși, colectează. Și noi colectăm. Nu toată copilul a colectat. Și noi colectăm. Până acum se strângeau câte 3-4 metri cu. Dar și ultima dată s-a pus mașina pe ei de la Unești și a mai venit încă o dată. Chiar la poartă unde intră copiii, nu-i frumos. Dar la piață nu spune. O să mutăm de acolo, dacă să închidem discuția. O să mutăm de acolo ca să... Domnul Costandoiu? Sunt imune, dar nu vă face probleme, că și vreau să văd de domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri. După cum vedeți, am venit cu mâna goală, că spunea cineva, și că bă, dacă n-ai dușman destui, te duci la o ședință a Consiliului Local și îți faci dușman. Eu cred că la mine nu-i caz, că ne cunoaștem de atât timp și știți și cine sunt eu și știu și cine sunt eu dumneavoastră. În primul rând vreau să felicit opoziția, dacă pot să-i spun opoziție, cu toate că sunt foarte puțin, dar să știți că mi-a plăcut cum au vorbit. Chiar și în timpul ședinței, bravo lor. Puțin, dar bun. Rândul trecut au fost la putere și au avut câțiva care nu știau cum îi cheamă, da? Băi, să discut. Hai să intrăm în subiect. De ce am venit azi la dumneavoastră? Sunt câteva probleme care nu mă frământă numai pe mine, frământă majoritatea locuitorilor din comunul Mătuță. Să începem cu prima problemă.
referitor, am înțeles aici, a pus canal. Sunt foarte mulți care s-au raportat, nu se știe. Domnul primar, nu vă supărați că vă spun, deci vreau așa. Aveți atâți angajați în primăria asta. Oare poate cineva să ducă pe traseu, să verifice din poartă în poartă cine are și cine nu are acoletul montat? Vă rog frumos, lăsați-vă să vorbești, pur montați să iei. Nu se poate așa ceva. Acum câțiva ani în urmă, câți angajați era la primărie? Nu știu exact. Acum, cred că sunt mai mulți. Părerea mea, ce am văzut eu prin primărie. Nu se poate. Ca să mă întrebe dacă vreau să demolez un gard, vreau să demolez o șură, o șandrama, cum îi spunem la noi, la țară. Îmi trebuie atâtea autorizații. Trebuie să mă duc la gas. Trebuie să mă duc la poliția sanitară. Trebuie să mă duc la medică. Doamne, e ceva ieșit din comun. Duceți-mă în alte localități. Dau un exemplu. La unii țigani ăștia care și-au făcut palate. Au autorizații. Doamne, hai să plătim o autorizație. Aici, la primărie, ca să folosim tot noi bani. Dar nu mă trimesc bine la gaz dacă vreau să-mi fac toaleta în spatele dragului, trebuie să mă duc la vasă în DR. Și dacă mi-ar da acolo pe 10-20 lei, ai mai zice, băi, mă scuzați de expresie. Mă duc și cu 20 lei n-am rezolvat treaba. Dar ți-ar urmă milioane de bani. Nu se poate așa ceva. O să-mi spuneți, păi, nu așa trebuie de lege. Asta o dracu de lege. Hai să mai abate un pic și la lege. Dacă dau un exemplu, dragul mi se dărâmă. Trimite, domne, un specialist din primărie, că aveți o grămadă de specialiști din primărie. Trimite un specialist, băi, du-te până la costă, noi vezi că îi se dărâmă gardul. Se face, nu se face, îi dăm autorizație, nu-i dăm. De ce să mă trimesc pe mine la atâtea instituții ale statului ca să ciugulească bani? Una cu ei ciugulește banii de la mine și una doilea în banii care trebuia să plece în cadrul comunii să ducă în altă parte. Una. A doua. Referitor la terenul ăla din fața noastră de acolo, terenul. E a primării. Foarte mulți copii din acolo la joacă. Vă rog să mă credeți, și din Hăzman, din fundul Hăzman, îi văd seară de seară, vin copii cât e 20, puteți și dumneavoastră când treci, vedeți acolo. Sunt 20-30 copii. Dacă cumva parcul ăla era cumva încercuit cu un gar cu ceva, copiii se jucau în cinta parcului acolo. Vă rog să mă credeți, ies pe șosea cu trotinete, cu bicicletă, cu ATV-uri, mașinile, exact ce spunea și domnul Bici, că o viteză nemaipomenită, se întâmplă o grămadă de accidente. Și păcat să avem. Nu moară copilul, nu moară nefoie sau așa mai departe. Trebuie făcut ceva și cu parcă. Eu nu cred că chiar costă chiar atâta de mult. Am văzut, ați venit, ați făcut curățenie, dar altele se face un proiect de hotărâri mări, apele la dumneavoastră, că sunteți cu curățenie. Hai, facem un proiect de hotărâri și se face parcul ăla pentru copii. Vin și cei la corping acolo, îi vorbim mai măicuțele cu copiii de mână și îi duce la monument acolo. Ce se stai acolo? Nu e să stai. Cât Dumnezeu costă să amenajăm cu simpatul? Și dacă noi trăim un an, doi, trei, cât noi mai trăim, că nu știu, că poate deja a intrat moartea la noi acolo în zonă și ar putea să mă rog. Dacă noi trăim, eu mi-am angajament față dumneavoastră, pentru că s-am trăit acolo. Și așa ați pensionat, stau tot timpul acasă. S-am trăit. Să nu se trece bănci sau ce nu pleacă, nu știu mai față. Fără bani. Fără bani, domnule. Fără bani. Că doar dacă intri în politică, intri ca să iei bani. Doar nu intri ca să faci ceva pentru comun. În politică intrăm toți ca să nu iei bani. De altă, deci eu nu știu, dar asta e realitate. Hai că nu vreau să deram, vreau să aici greșiți să s-o grani. Aici greșiți. Ar mai fi câteva probleme, dar le discut numai cu dumneavoastră în particular. Vă mulțumesc. Poți vă și răspuns sau? Dar chiar vă rog, dacă puteți cu referitor și cu construcțiile astea, că e bătaie de joc. Cu prima problemă, să știți că există o comisie la nivelul primăriei care au făcut verificări la branșamente. În același timp, aceeași comisie au realizat debranșări și cu sigilii. Ceea ce ne pune pe noi în dificultate este că cele mai multe branșamente s-au realizat în felul următor. S-au legat în țeava principală, în conductă, și s-au dus direct până în casă. Depistează. Da. Aia nu cred că n-are și un robinet din pur, că nu se poate să o îndrăgâie. Nu cred. Vă zic. Da, am înțeles. Aici mai că poate o fântână să zică, domnule, mai are și un hidrofor, mai descoperă. Aici vreau să completez și eu ceva. Dumneavoastră a spus că e ușor de verificat cei care nu au apometri. Și cei care nu au apometri plătesc apă. Plătesc? O sumă mărică. Nu este adevărat. În multe cazuri plătesc mai multă apă decât cei care au apometri.
Este un sistem paușal și se plătește pe persoană. Deci, de multe ori plătesc mai multă apă decât cei cu apometri. Noi spuneam că se fură apă, nu vorbeam de cei care nu au apometri. Au apometri, dar au contract paușal la primărie. Cu terenul. Cu terenul și cu drumul. Ați spus de copii cu rolii. Cred că dacă am face un gard la teren, copiii cu rolii tot pe asfalt vor sta. Păi nu, asta vă spun sigur. Că ei trebuie să turnăm pe oale ei, ca să aibă și ei. Ajungem la investiții, domnul Costandor și... Iar mai arăbați. Cei care intră în politică ca să facă bani, ați greșit când ați spus treaba asta. Eu n-am intrat pentru treaba asta. Da? Bine, dar am venit să schimb la, ceva. Am vorbit la general și am vorbit chiar și pe plan național. Greșit. Greșit, da? Da. E bine, e părerea dumneavoastră e greșit, dar... Dacă până acum cei cu demolările și cu construcțiile s-a mers cum s-a mers, acum ar trebui să începem să respectăm legea cu toții. Da? Trebuie un proiect să facă fiecare. Ați spus că avem specialiști. Noi nu avem proiectanță în primărie. Domnul Gorel. Așa cum am zis și la buget, cred că am prezentat și am fost destul de, de clar. Dacă dumneavoastră îmi spuneți, în orice moment, veniți cu un proiect de hotărâre, la rectificare, și spuneți, luăm bani de acolo și facem anul acesta parcul, facem. Eu am și prezentat la buget că anul viitor ne vom îndrepta atenția și către parcul. Început. Nu sunt finalizați tot parcul. Din început. Din început. Categoric, da? Să găsim bani în plus. Uite-i sunt bani, da, și ar mai fi problema cu apa asta. Zici că noi, eu deja tot, cum sincer, am primit deja avertizmentul, mai curge apa pe sub poartă și... Da, n-am avut nicio reclamație. Dar bine, a venit poliția locală și imediat avertizmentul. De ce nu vă gândiți dumneavoastră? Dom'le, sunt oameni năcăjiți în comuna asta. Își par un cobor acolo în curte, pe picimea, domnule. Unde să pui, îl duci în punul grăsit sau sus, nu știu din dragă, nu știu, scurge apa. Domnule Iubiță, aveți asfalt în față acum. Da. E frumos să curgă apa murdară pe acolo. Nu, nu. Păi dar eu ce zic, eu mă refer, apa murdară, dacă a spălat un greș sau un cobor, murdară, curge apa murdară. Și a făcut apa să vede urât. Nu, aici nu. Nu vă dau dreptate de loc. Prea să fie exagerat. Prea cei care dau de la poziția și drum. Care dă drumul din adna. Care dă drumul la restul, la animale și așa mai departe. Dar niște apă, cum ați văzut. Acolo, în zona, nu se dă văzut nici canalizare lui este. Păi n-am zis de pe care, dacă nu i-am luat canalizare, nu mai plăcut să-ți dau drumul. La dumneavoastră, este canalizare, domnul Zorin? La drumul șosei? La drumul șosei? Am luat fost. E clar, e exact concluzia care am adus-o de prima dată. Dacă vorbești, îți pare dușmanul. Da, nu contează. Eu vă salut, dacă vreți să-mi răspund la salut, sunt continuare de fiind. Da, pe fere, și cu Mai am dat un răspuns vis-a-vis de autorizații. Primăria eliberează două documente. Certificatul de urbanism și autorizația de construire. Certificatul de urbanism se eliberează în baza unei cereri, autorizația se eliberează în baza unor documente. Documente care sunt întocmite de către proiectanți. Nici o primărie nu are proiectanți care să facă așa ceva. Din păcate, s-a format o cutumă că primăria... Dați seama că primăria pentru să fac un proiect pentru planezi. Primăria încasează toate sumele acestea. Nu, vă zic că primăria poate încasează cele mai mici sume de pe aceste două documente. Vis-a-vis de gard, dacă vreți să-l reparați și să-i păstrați forma și materialul, nu vă trebuie autorizație. Dacă vreți să-l faceți mai frumos și cu beton, deja astea costă. Și nu pentru că vrea primăria, și așa cum spuneați, ne impune și nouă legislația. La rândul nostru, primăria este verificată pe aceste lucruri. Chiar acum avem recent un caz. Omul și-a făcut acoperiș frumos și-a modificat formă tot și ne înjură pe mine și pe domnul vice că de ce trebuie să facă el proiect. Că pe timpul Osoloș puteai să faci de toate. Să le aleagă pe Osoloș peste 4 ani. Da, adică... Mai lucru. Adică,
Lucrurile stau pe următor. Oamenii și-au dorit o schimbare și e nevoie să ne conformăm cu toți. Vă zic că trimitem ajutorul social, beneficiarii de la ajutorul social, îi trimitem să facă curățenie și cred că lucrurile se văd, dar nimeni, niciun cetățean n-am găsit să vină să spună hai să vă ajut. Decolmatăm șanțurile, la fel. Adică vrem să fie frumos, vrem să fie frumos, dar să facă numai primăria. Adică, dacă vrem să facem să realizăm ceva frumos, dacă vrem să realizăm ceva frumos, putem să ne implicăm, să ne implicăm cu toții. Cât de puțin. Dacă cineva atunci din primărie se impunea și spunea nu să leagă nimeni singur decât un reprezentant la primărie, nu ajutăm situația asta acum. Felicitări, domnul Vacar. Hai să vă dau un exemplu și foarte închei. Referitor la gaz, da? Trei țeluri la Transgaz sunt de aia... Aviz, da? Deci, construcția care am demolat-o eu, mă dau exemplu pe mine, că am exemplu destul, dar mă dau pe mine. Construcția care am demolat-o eu, e aici între graș și caz, cum se spune. O șură de lemn. Am demolat-o și am făcut altă. La ce să mă duc eu dacă ți-am validat în fundul clădirii la mine? La ce să mă duc ăștia să le dau la acea 3-4 milioane de lei? Păi să nu fie nimic. Păi ce să nu fie celălalt? S-a dus cineva la ei și a zis că, dom'le, nu trebuie. Și pe urmă, la două oară, un telefon, nu trebuie. S-a dus la două oară, trebuie să plătim. Da, să o vrea. E chiar bătaie de probleme. Orice, serios. Dar gata de nu? Nu se poate așa ceva. Exact. Se-a validat metan drept prin clădiri. Știu că, conform legii, trebuie să ai o anumită zilasă de la dumneavoastră. Dacă eu l-am construit în spatele gradului, către țeală, cum dacă mi-am construit, în locul unde a fost, ca să mă duc să-mi ierte 3-4 milioane de lei, e bătaie. Nu vreau să vă supăr, dar dacă la momentul respectiv, sau poate era legislația mai permisivă când ați construit, dacă mergeați să cereți autorizație, sigur nu vă dădea să construiți și nu mai ajungeați în situația când ați demolat. Și vă pune din nou să vă autorizați. Nu, trebuie să mai închinim un pic ochii, vă rog, să mă credeți. Trebuie să mai închinim un pic ochii și din banii ăștia care se duc mai grea să ducă aici la primărie și folosim. Și în momentul în care avem un control... În momentul în care avem un control... Oricum v-ați mai eliberea și o autorizație pe care nu plătea acolo. Da, în loc să duc 3-4 milioane acolo, mai degrabă dau 2 milioane jumate la autorizație la primărie și la... Păi, după asta, domnul Cătălu, ce să spunea și să trebuie să facă mers din... Trebuie să mergeți la domnul prim-ministru, la audiență, nu trebuie. Da. Dar nevoie, sunt aberant. Bine, mă recunosc. Bine, o să merg. Dar asta nu depinde de primărie, sunt voastre de formie. Da, asta sunt legi. Trebuie să respectăm legea, din păcate. Hai să luăm și mișto, dar ce poți să faci pe primărie? Mă duc, dar nu-i mișto, dar să ce nu-i mișto, dar ce-i 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 mișto, Până acum ceva timp, întreaga comunitate se plângea că poliția e degeaba.
Păi acum la început, domnul primar, astea sunt atribuțiile noastre, să verifice. Primire după cine a dat avertizmentul, vă rog să mă credeți, trei zile la rând a trecut să opri prin fața porții, vă rog dacă într-adevăr am atupat acolo. Asta înseamnă că și fac datorie. Da. Dacă nu mai sunt discuții, închem ședința. Mulțumesc, o seară plăcută.